Mergem mai departe. Carina, te văd, te pregătești? Știai că urmezi la defilare? Bănuiam. Bănuiai? Nu, eu da, ea prinde, mă conectez. Prinde toate posturile și străine și mental cu aia de pe cap. Cu antena? Da, da, e conectată bine. Da. Da. Păi hai să vedem cât de conectată e la muzică, la defilare, Carina. Din ce în ce mai bine pe tocuri, Carina. E. Din ce în ce mai bine. Am mai exersat. Exercițiu mama învățăturii. Bună seara. Bună seara, Inica. Unde mergem astăzi? Astăzi s-ar putea să am o intervenție. Prietena mea a visat că iubitul ei are o amantă, așa că mergem la vânătoare de amante. S-ar putea să fie nevoie de o intervenție. Am niște dispozitive, dar nu pot să vi le arăt. Nu le-am luat în geantă. Okay. Pentru că nu cred că am voie să le arăt, dar... În cap într-o geantă sau într-un geam? În cap. Sunt micuțe, dar își fac treaba. Am înțeles, deci, în regulă. Dacă nu avem paporniță. Ia uite, ne-am împrumutat Milena una, două. Andreea, cum ți se pare ținuta? Da, tot o rochițică, tot un lănțișor, un ciocăr. De data asta ai pus și o pălărie, care nu-mi place. Geanta, nu știu, e un portfard sau... Nu, e o geantă, transparentă. Ok, frumoasă. Îmi place. Să vadă, nici încălțările nu-mi plac. Rochea mi-ar plăcea. Bine, e puțin, dar mi-ar plăcea. Dar, per total, nu prea nu-mi place. Nu mă așteptam ca ei să-i placă ceva din ceea ce port eu. Deci, nu-i ceva nou. Așa, așa, așa. Dar așteptăm jurizarea. Da. În fața lor, Carina. Bună, Carina! Bună ce seara! Faci? Bine! Mie îmi dai vibes de Taylor Swift. Red, Era și videoclipul la piesa 22. Să te uiți, e un look pe care îl revitalizează acum în concert. Okay. Tocmai și începe un turneu mondial și e unul dintre lucrurile pe care le practică în concertul ăsta. Deci cumva povestea asta de pălărie, cu păr, lăsat liber, revine. Acum știi cum e? Depinde cui stă bine, cui nu-i stă bine. Am o problemă cu codițele. Asta este un caz în care codițele nu și-au rostul. Și hai să analizăm foarte simplu situația. Mi-am pus părul pe față, mi l-am tras cu placa, acum am decis eu să-l fac drept. Și eu decid să-mi alungesc ochii extrem de tare cu niște codițe care nu se mai văd din cauza părului și îmi creează cumva din nou senzația aia pe care am tot descris-o săptămânile trecute, că fața mea se îngustează și toate trăsăturile se aglomerează pe centru. Exact. Acei pantofi sunt urâți în orice context. Nu că ar fi ca model niște pantofi urâți, dar trebuie foarte atent alesă ținuta în care abordăm niște pantofi din aceștia cu nojițe care taie foarte mult picior. Pălăria asta de fetru și cu legăurile la gât de catifea sau din ce sunt, nu e o pălărie care se poartă vara. Scoateți-vă din cap treaba asta. Niciodată. Niciodată în istorie noi nu accesorizăm tipul acesta de rochie din denim cu influențe neo-cowboy cu genul ăsta de pantofi. Eu aici mi-aș fi pus ciocate, cinstite, îmi puneam o chestie, nu știu, o traistă foarte înflorată, simțeam nevoia de ceva, de flori, roșii, trandafiri. Flori, franjuri. Exact. Și duceam styling într-o zonă cinstită, pentru geantă. Că ți-am spus și ieri sau alaltăieri, nu mai țin minte când ți-am spus, este păcat, pentru că ai un potențial, se vede, ai chipul ăsta splendid, un păr foarte frumos, ești statuară și mă doare, mi se rupe inima când văd, că nu știu, și nu era atât de complicat, adică făceai niște modificări în accesorizare, atât, schimbai accesoriile, pantofii, geanta, îmi pare da, foarte rău. Da, doar pantofii și geanta. Mulțumesc. Și mie îmi pare rău, pentru că în seara asta mulțumesc. Nu ai stil.
Nu ai stil. Mulțumesc. Vorbește cu cei de acasă, Carina. Dragilor, o să am nevoie de susținerea voastră. Vă rog să mă votați în continuare cu indicativul 1 la 1220. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Cum? Superbă piesă. Superbă piesă. Ești supărată? Puțin. Ești puțin. Dezamăgită? Da. Puiule, Carina, fii atent. Ți-am spus de mai multe ori cu toții lucrul ăsta. Tu trebuie doar să te concentrezi. Acum plângi. De ce plângi? Ești supărată pe jurizarea noastră? Nu. Zi. Nu, sunt dezamăgită de mine, pentru că nu pot să mă depășesc. Să-mi depășesc nivelul, nu știu. Uite, să știi că și lucrul acesta pe care l-ai spus acum că ești dezamăgită de tine, să știi că, sincer, îl apreciem. Pentru că, da, ține doar de voi lucrul ăsta. Da. Poți să-ți depășești nivelul. Trebuie doar să mai studiezi referințe. Suntem abia la începutul competiției, Carina. Adică, nu, să nu cazi, Doamne ferește, în extrema asta, nu pot. Ba da, poți. Îți spunem sigur că poți. Cu toții credem în potențialul și tău, Carina. Și cetățenii, cu siguranță, îți spun lucrul ăsta, vor aprecia mult mai mult o, nu știu, traiectorie firească. Vor aprecia mult mai mult o concurentă care demonstrează că are această capacitate de a crește natural, sub ochii lor, decât o concurentă care apelează la ajutor și oricum asta este interzis, oricum se află, oricum minciuna are picioare foarte scurte. Deci, din punctul ăsta de vedere, poți să stai liniștită, adică nu, sigur că nu stai liniștită și că vei face performanță, dar ce încerc să-ți spun este că întotdeauna oamenii vor aprecia mult mai mult firescul, naturalețea și, nu știu, performanța, chestiunea aceea, știi, ca de fluture, ca de care se devoalează așa sub ochii lor. Iar în cazul tău, Carina, crește vorbim, sub ochii lor. Vorbim de o evoluție față de primele ediții, Carina. Se vede o evoluție. Evoluția însă nu se întâmplă peste noapte. Știu. Dar ești pe drumul cel bun. Nici nu vreau să apelez la nimeni. Vreau să fac totul eu, pe cont propriu. Nici nu ai voie să apelezi la cineva? Nici cu ajutor să împrumut haine sau ceva. Nu, prefer să fac eu totul și să-mi asum tot eu pe pielea mea. O să reușești. Ai ambiție și o să reușești. Mulțumesc. Fruntea sus, Carina.